Capitolul 17. Poezia și cântecul. Orânduirile tale sunt prilejul cântărilor mele în casa pribegiei mele. Primele și cele mai sublime rostiri poetice cunoscute omului se găsesc în scripturi. Înainte să fi cântat cel mai vechi poet al lumii Păstorul din Madian a notat aceste cuvinte pe care i le-a adresat Dumnezeului lui Iov. Cuvinte care, în măreția lor, nu au fost egalate nici măcar pe departe de cele mai înalte creații ale geniului uman. Unde erai tu când am întemeiat pământul? Cine a închis marea cu porți când s-a aruncat din pântecele mamei ei? Când i-am făcut haină din nori și scutece din întuneric, când i-am pus hotar și când i-am pus zăvoare și porți, când am zis, până aici să vii, să nu treci mai departe, aici să-ți se oprească mândria valurilor tale. De când ești? Ai poruncit tu dimineții? Ai arătat zorilor locul lor? Ai pătruns tu până la izvoarele mării? Sau te-ai plimbat tu prin fundurile adâncului? Ți s-au deschis porțile morții? Sau ai văzut tu porțile umbrei morții? Ai cuprins tu cu privirea întinderea pământului? Vorbește dacă știi toate aceste lucruri. Unde este drumul care duce la locașul luminii? Și întunericul, unde își are locuința? Ai ajuns tu până la cămările zăpezii? Ai văzut tu cămările grindinei pe care le păstrezi pentru vremurile de strâmtorare, pentru zilele de război și de bătălie? Pe ce cale se împarte lumina? și pe ce cale se împrăștie vântul de răsărit pe pământ? Cine a deschis un loc de scurgere ploii și a însemnat drumul fulgerului și al tunetului, pentru ca să cadă ploaia pe un pământ fără locuitori, pe un pământ pustiu unde nu sunt oameni, pentru ca să pe locurile pustii și uscate și ca să facă să încolțească și să răsară iarba? Are ploaia tată? Cine dă naștere picăturilor de rouă? Din al cui sân iese gheața și cine naște promoroaca cerului, ca apele să se îngroașe, ca o piatră și fața dâncului să se întărească? Poți să înnozi tu legăturile găinușei sau să dezlegi frânghile orionului? Tu faci să iasă la vremea lor semnele zodiacului, și tu cărmuiești ursa mare cu puii ei? Iov, 38 cu 4 la 32. Pentru modul frumos în care este scrisă, citiți și pasajul referitor la primăvară din cântarea cântărilor. Căci, iată, că a trecut iarna a încetat ploaia și s-a dus. Se arată florile pe câmp. A venit vremea cântării și se aude glasul turturelei în câmpiile noastre. Se pârguiesc roadele în smochin și viile înflorite își răspândesc mirosul. Scoală-te, iubito, și vino frumoasă. Cântarea cântărilor 2, 11 la 13 și deloc inferioară în frumusețe este profeția lui Balaam, făcută împotriva voinței lui, prin care binecuvânta Israelul. Balac m-a dus din Aram. Împăratul Moabului m-a chemat din munții răsăritului, zicând, Vino și bleastă mă pe Iacov, vino și defăimează-mi pe Israel. Cum să blestem eu pe cel pe care nu-l mă, Dumnezeu? Cum să defăimez eu pe cel pe care nu-l defăimează Domnul? Îl văd din vârful stâncilor, îl privesc de pe înălțimea dealurilor. Este un popor care locuiește deoparte și nu face parte dintre neamuri. Iată că am primit poruncă să binecuvintez. Da, el a binecuvântat și eu nu pot întoarce. El nu vede nicio fără de lege în Iacov, nu vede nicio răutate în Israel. Domnul Dumnezeul lui este cu el, el este împăratul lui, veselia lui. Descântecul nu poate face nimic împotriva lui Iacov, nici vrăjitoria împotriva lui Israel. Acum se poate spune despre Iacov și Israel ce lucruri mari a făcut Dumnezeu. Iată ce zice, cel ce aude cuvintele lui Dumnezeu, cel ce vede vedenia celui atotputernic. Ce frumoase sunt corturile tale, Iacove, locuințele tale, Izraele, ele se întind ca niște văi, ca niște grădini lângă un râu, ca niște copaci de aloe pe care i-a sădit Domnul, ca niște cedri pe lângă ape. Așa zice cel ce aude cuvintele lui Dumnezeu, cel ce cunoaște planurile celui prea înalt. Îl văd, dar nu acum. Îl privesc, dar nu de aproape. Ostea, răsare din Iacov, un toiac de cârmuire se ridică din Israel. Cel ce se naște din Iacov domnește ca stăpânitor. Numeri 23 cu 7 la 9, 20, 21, 23, capitolul 24 cu 4 la 6, 16, 17, 19. Cântecul de laudă este atmosfera cerului, iar când cerul vine în contact cu pământul, există muzică și cântare. Mulțumiri și cântări de laudă. Isaia 51 cu 3. Deasupra pământului nou creat, așa frumos și nepătat cum fusese conceput, sub zâmbetul lui Dumnezeu, stelele dimineții izbucneau în cântări de bucurie, și toți fiii lui Dumnezeu scoteau strigăte de veselie. Iov 38 cu 7. Tot așa, inimile omenești, în rezonanță cu cerul, au răspuns la bunătatea lui Dumnezeu cu cântări de laudă. Multe dintre evenimentele istoriei omenești au fost legate de cântări. Primul cântec ieșit de pe buzele oamenilor și înregistrat în Biblie. A fost acea glorioasă explozie de mulțumire din partea mulțimii israeliților aflați la Marea Roșie. Voi cânta Domnului căci a arătat slava. A năpustit în mare pe cal și pe călăreț. Domnul este tăria mea și temeiul cântărilor mele de laudă. El m-a scăpat. El este Dumnezeul meu pe El îl voi lăuda. El este Dumnezeul Tatălui meu, pe El îl voi preamări. Dreapta ta, Doamne, și-a făcut vestită tăria. Mâna ta cea dreaptă, Doamne, a zdrobit pe vrășmași. Cine este ca tine între Dumnezei, Doamne? Cine este ca tine minunat în sfințenie, bogat în fapte de laudă și făcător de minuni. Domnul va împărăți în veac și în veci de veci. Cântați Domnului că ce-a arătat slava. Exodul 15 cu 1 la 3, 6, 11, 18, 21. Mari au fost binecuvântările primite de oameni ca răspuns la cântările de laudă. Puținele cuvinte care relatează o experiență din timpul călătoriei prin pustie a izraeliților conțin o lecție ce merită atenția noastră. S-au dus la Ber, fântână. La acea fântână, Domnul a zis lui Moise, strânge poporul și le voi da apă. Numeri 21 cu 16. Atunci, izraeliții au cântat următoarea cântare. Țâșnește, fântână! Cântați în cinstea ei! Fântâna pe care au săpat-o căpeteniile, pe care au săpat-o mai mari poporului, cu toiagul de cârmuire, cu toiegele lor. Numeri 21 cu 17 și 18 cât de des se repetă această istorie în experiența spirituală. Cât de des, prin cuvintele cântecului sfânt, sunt eliberate în suflet izvoare de pocăință, credință, speranță, iubire și bucurie. Cu cântece de laudă au înaintat către marea izbăvire armatele izraeliților sub conducerea lui Iosafat, la care ajunseseră vești de război. O mare mulțime înaintează împotriva ta, a fost Solia, fiii lui Moab și fiii lui Amon și cu ei niște maoniți. Doi cronici, 20 cu doi și 1 În spaima sa, Iosafat și-a îndreptat fața să caute pe Domnul și a vestit un post pentru tot Iuda. Iuda s-a adunat să cheme pe Domnul și au venit din toate cetățile lui Iuda să caute pe Domnul. 2 Cronici 20, 3 și 4 Iar Iosafat, stând în curtea templului, înaintea poporului, și-a revărsat sufletul în rugăciune mărturisind neputința poporului izraelit și rugându-l pe Dumnezeu să-și împlinească făgăduința. Noi suntem fără putere înaintea acestei mari mulțimi care înaintează împotriva noastră, a spus el, și nu știm ce să facem, dar ochii noștri sunt îndreptați spre tine. 2 Cronici 20 cu 12 atunci, Duhul Domnului a venit în mijlocul adunării peste Iahaziel, un levit. Și Iahaziel a zis, Ascultați, tot Iuda și locuitorii din Ierusalim, și tu, împărate Iosafat, așa vă vorbește Domnul. Nu vă temeți și nu vă înspăimântați dinaintea acestei mari mulțimi, căci nu voi veți lupta, ci Dumnezeu. Nu veți avea de luptat în lupta aceasta. Așezați-vă, stați acolo și veți vedea izbăvirea pe care vă va da Domnul. Nu vă temeți și nu vă înspăimântați. Mâine ieșiți înainte și Domnul va fi cu voi. 2 Cronici 20 cu 14 la 17. A doua zi au pornit dis de dimineață spre pustia Tecoa. Doi Cronici 20 cu 20 Înaintea armatei mergeau cântăreții, înălțându-și vocile în laudă către Dumnezeu, lăudându-l pentru biruința promisă. În cea de-a patra zi armata s-a întors în Ierusalim, încărcată de prada luată de la inamicii lor, înălțând cântece de laudă pentru victoria obținută. Prin cântare, David, în mijlocul vicisitudinilor vieții, era în comuniune cu cerul. Cu câtă sensibilitate sunt reflectate în cuvintele sale experiențele lui de tânăr păstor. Domnul este păstorul meu. Nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în un verzi și mă duce la ape de odihnă. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci tu ești cu mine. Toiagul și nuiaua ta mă mângâie. Psalmi 23 cu 1 la 4. Adult fiind, pe când era fugar și își găsea de post în stâncile și peșterile pustiei, a scris: Dumnezeule, tu ești Dumnezeul meu, pe tine te caut. Îmi însetează sufletul după tine, îmi tânjește trupul după tine, într-un pământ sec, uscat și fără apă, căci tu ești ajutorul meu și sunt plin de veselie la umbra aripilor tale. Psalmi 63 cu 1 la 7 Pentru ce te mâhnești, suflete, și gemi înăuntrul meu? Nădăjduiește în Dumnezeu, căci iarăși îl voi lăuda. El este mântuirea mea și Dumnezeul meu. Psalmi 42 cu 11. Domnul este lumina și mântuirea mea. De cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieții mele. De cine să-mi fie frică? Psalmi 27 cu 1. Aceeași încredere răzbate din cuvintele scrise pe vremea când, ca împărat detronat și lipsit de coroană, fugea din Ierusalim la revolta condusă de Absalom. Istovit de durere și de oboseala la fugii, el și cei ce îl însoțeau au zăbovit lângă Iordan pentru a se odihni câteva ore. A fost trezit pentru că trebuiau să plece imediat acel curs de apă adânc și repede, trebuia trecut în întuneric de toți cei ce îl însoțeau: bărbați, femei și copilași, căci pe urmele lor erau forțele fiului trădător. În acel ceas de cumplită încercare, David a cântat: Eu stric cu glasul meu către Domnul. Și el îmi răspunde din muntele lui cel sfânt. Mă culc, adorm și mă deștept iarăși, căci Domnul este sprijinul meu. Nu mă tem de zecile de mii de popoare care mă împrăsoară din toate părțile. Psalmii 3, 4 la 6. După marele său păcat, Chinuit de remușcări și de repulsia pe care o simțea față de sine, s-a întors totuși la Dumnezeu, ca la cel mai bun prieten al său. Ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea ta! După îndurarea ta cea mare, șterge fără de legile mele. Curățește mă cu Isop și voi fi curat spală-mă și voi fi mai alb decât zăpada Psalmi 51 1 cu 7 În lunga sa viață David nu a găsit pe pământ niciun loc de odihnă Înaintea ta noi suntem niște străini și locuitori spunea el ca toți părinții noștri zilele noastre pe pământ sunt ca umbra, fără nicio nădejde. Întâi cronici, 29 cu 15. Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi. De aceea, nu ne temem, chiar dacă s-ar zgudui pământul și s-ar clătina munții în inima mărilor este un râu ale cărui izvoare înveselesc cetatea lui Dumnezeu, sfântul locaș al locuințelor celui prea înalt. Dumnezeu este în mijlocul ei. Ea nu se clatină. Dumnezeu o ajută în revărsatul zorilor. Domnul oștirilor este cu noi. Dumnezeul lui Iacov este un turn de scăpare pentru noi. Psalmii 46 cu 1 la 7. Iată, Dumnezeul acesta este Dumnezeul nostru în veci de veci. El va fi călăuza noastră până la moarte. Psalmi 48 cu 14. În viața pământească, Isus întâmpina ispitele prin cântec. Adesea, când se rosteau cuvinte aspre, înțepătoare, când atmosfera din jurul lui era încărcată de tristețe, nemulțumire, neîncredere sau teamă paralizantă, se făcea auzit cântecul lui, plin de credință și de sfântă voioșie. În acea tristă și ultimă seară, a cinei de paște înainte de a fi trădat și dat la moarte glasul i-s a înălțat odată cu psalmul fie numele domnului binecuvântat de acum și până în veac de la răsăritul soarelui până la apusul lui fie numele domnului lăudat psalmii 113 cu 2 și 3 Iubesc pe Domnul, căci El aude glasul meu, cererile mele. Da, El și-a plecat urechea spre mine, de aceea îl voi chema toată viața mea. Mă înfășurase legăturile morții și mă apucaseră sudorile mormântului. Eram pradă necazului și durerii. Dar am chemat numele Domnului și am zis, Doamne mântuiește-mi sufletul Domnul este milostiv și drept și Dumnezeul nostru este plin de îndurare Domnul păzește pe cei fără răutate eram nenorocit de tot dar el m-a mântuit întoarce-te suflete la odihna ta căci Domnul ți-a făcut bine da tu mi-ai izbăvit sufletul de la moarte, ochii din lacrimi și picioarele de cădere. Psalmi 116 cu 1 la 8 În mijlocul umbrelor, tot mai întunecate ale crizei finale care va lovi pământul, Lumina lui Dumnezeu va străluci cu cea mai mare putere. Iar cântecul de speranță și încredere se va auzi în tonurile cele mai clare și mai nobile. În ziua aceea se va cânta următoarea cântare în țara lui Iuda. Avem o cetate tare! Dumnezeu ne dă mântuirea ca ziduri și întăritură. Deschideți porțile ca să intre neamul cel neprihănit și credincios celui cu inima tare, tu îi pacea. Da, pacea, căci se încrede în tine. Încredeți-vă în Domnul pe vecie, căci Domnul Dumnezeu este stânca veacurilor. Isaia 26 cu 1 la 4 Cei izbăviți de Domnul se vor întoarce și vor merge spre Sion cu cântece de biruință. O bucurie veșnică le va încununa capul, veselia și bucuria îi vor apuca, iar durerea și gemetele vor fugi. Ei vor veni și vor chiui de bucurie pe înălțimile Sionului, vor alerga la bunătățile Domnului. Sufletul le va fi ca o grădină bine udată și nu vor mai tânji. Ieremia 31 cu 12 Puterea cântecului Istoria cântărilor din Biblie ne sugerează din plin cum trebuie să folosim muzica și cântecele și care sunt avantajele lor. Muzica este adesea deturnată pentru a servi unor scopuri rele devenind astfel unul dintre cele mai ademenitoare instrumente ale ispitei. Folosită însă în mod corect, este un dar prețios de la Dumnezeu, menit să îndrepte gândurile spre teme nobile, să inspire și să înalțe sufletul. După cum izraeliții călătorind prin pustie își înveseleau pașii cu acordurile cântărilor sfinte, tot astfel, Dumnezeu îi îndeamnă pe copiii săi de astăzi să aducă un spirit de bucurie în peregrinarea lor prin această viață. Puține mijloace sunt mai eficiente pentru a fixa în memorie cuvintele sale ca repetarea lor prin cântec. Un asemenea cântec are o putere extraordinară. Supune firile aspre și necultivate înviorează gândirea trezește compasiunea favorizează armonia în acțiune și izgonește tristețea și presimțirile sumbre care distrug curajul și slăbesc puterile cântarea este unul dintre cele mai eficiente mijloace de a imprima în inimă adevărurile spirituale cât de des se întâmplă sufletului sufocat și gata să se lase pradă deznădejdii, ca memoria să regăsească vreun cuvânt al lui Dumnezeu, refrenul uitat al vreunui cântec din copilărie și ispitele își pierd puterea, viața capătă un nou sens și un nou scop, iar curajul și bucuria sunt împărtășite și cu alte suflete. Nu ar trebui să se piardă niciodată din vedere valoarea cântecului ca mișloc de educație. Să răsune cântece în familii, cântece gingașe și curate și atunci vor fi mai puține cuvinte de critică și mai multe de voioșie, speranță și bucurie. Să răsune cântece la școală, și elevii vor fi aduși mai aproape de Dumnezeu, de profesorii lor și unul de altul. Ca parte a serviciului religios, cântarea este tot atât de mult un act de închinare ca și rugăciunea. Și, într-adevăr, multe cântări sunt rugăciuni. Dacă îi se spun aceste lucruri, Copilul se va gândi mai mult la sensul cuvintelor pe care le cântă și va fi mai ușor influențat de ele. Când răscumpărătorul nostru ne duce către pragul veșniciei, inundați de slava lui Dumnezeu, prindem temele de laudă și recunoștință care vin de la corul ceresc ce înconjoară tronul, când ecoul acestui cântec îngeresc răsună în căminele noastre pământești, inimile se apropie mai mult de cântăreții cerești. Comuniunea cu cerul începe pe pământ. Aici învățăm tonalitatea laudei lui.